Hello, hello! Bună de dimineața! Am o cafea rece aici, eu vă recomand să vă luați și voi ceva de băut și haideți să povestim! Astăzi o să povestim despre cărți! Și am văzut recent un tag la Ștefaniei Strate pe care o pup. O să vă las atât tagul cât și canalul ei în descriere, în cazul în care vreți să trece și pe la ea acolo, că vorbește mult și frumos despre cărți și are foarte multe chestii interesante de zis și pe deasupra citește foarte mult, mult mai mult decât mine. Și am văzut un tag. Și că se întorc tagurile. Eu fiind mare iubitoare de taguri la vremea la care m-am apucat eu de YouTube, prin Cretacic pe vremea aia, erau foarte populare tagurile și îmi plăceau foarte mult și că s-ar fi întors așa și că cumva ar redeveni populare, ceea ce nu e rău deloc. Și avem un tag minunat despre cărți. Cum se numește tagul? Habar n-am. Nu știu cum se numește, mă rog. Book tag. Whatever. Nu contează. E bine. Apropo, soarele ăsta îmi face figuri. Adică norii îmi fac figuri. Toți se pun în fața soarelui și se duc și se uitați. De exemplu, acum. So, don't mind that. Și camera asta e cam sus. Ce răspunzi? Întrebările. Întrebările o să vi le las și eu în descriere, în caz că vă interesează și simțiți-vă liber să răspundeți și voi la întrebări. Una, două, cinci, zece, la toate, cum vreți voi. Răspundeți în comentarii, că mi-ar plăcea să știu care sunt și răspunsurile voastre. Și avem așa. Ce răspunzi când te întreabă cineva care este cartea ta preferată? Da, este una din cele mai dificile întrebări, la fel cu care este autorul tău preferat. Deci astea două întrebări mie mi se par înfiorător de grele și mi se pare că de regulă ar trebui să nu le punem. În loc să întrebi care e cartea ta preferată, mai degrabă întrebi ce cărți preferi. Știți de ce? Pentru că este, în momentul în care ești pasionat de citit, este foarte, foarte greu să nominalizezi o singură carte. Și ce aș putea să vă spun ca răspuns la întrebarea asta acum? Huckleberry Finn, care e cartea copilăriei mele, sau Singur pe lume, sau Shogun, sau Flori pentru Algernon, sau care să vi-o dau, pentru că sunt toate minunate, diferite fiecare în felul ei și fiecare reprezintă o bucată de timp diferită din viața mea, adică am citit-o într-o anumită perioadă și m-au atins într-un fel deosebit fiecare din cărțile astea și mi-e foarte greu să aleg o singură carte, tocmai pentru că sunt atât de multe și mai ales când îți plac mult cărțile, e foarte, foarte greu. Deci când mă întreabă cineva care e cartea ta preferată, de regulă spun că nu am o carte preferată pentru că nu am o singură carte preferată. Care este plăcerea ta vinovată? Plăcerea mea vinovată în materie de lecturi? Da, și eu sunt de acord cu Ștefania că nu ar trebui să punem titulatura asta de plăcere vinovată, nici mie nu-mi place. Mi se pare că încerci cumva să te scuzi pentru niște lucruri pe care le faci și cumva scuza asta duce la lipsă de asumare și de aia ar trebui să îmbrățișăm lucrurile care ne plac și să ni le asumăm și să nu ne mai pese dacă ceilalți ne judecă sau nu pentru lucrurile care ne plac. Bineînțeles, atâta timp cât sunt etice, morale și legale, evident. Nu știu, n-am o plăcere vinovată în materie de lecturi, n-am ceva ce a zice că nu citesc, dar aș citi gen romance-ul. Știți că eu nu prea citesc romance-ul, că nu prea mă încânt în aia. Așa? Chiar mă plictisește. Probabil plăcerea mea vinovată sunt thrillerele sau cărțile polițiste, dar n-am mai găsit una ca lumea, dar nu mai știu când. Așa să zic că, bă, mă ține cu sufletul la gură și mă... Așa, alea probabil sunt cărțile care, thrillerele sau cărțile polițiste, dar alea super intense, care nu pot, pe care nu pot să le lași să le din mână. Deci ultima dată când am avut senzația asta a fost la Pacienta tăcută. Atunci am avut ultima dată senzația cu vreau să las toată treaba deoparte, nu vreau să fac absolut nimic și vreau să citesc. Deci și asta a fost acum 2 ani, sau 3, 2 ani, cred că 3, ceva de genul ăsta. A fost Pacienta tăcută, deci... Da, de atunci n-am mai găsit o carte ca să mă țin așa. O carte pe care toată lumea o iubește, dar tu nu. Una? O vară italiană. Love and Gelato. Mai trei? Cea mai recentă de anul ăsta. De, până nu se răcește cafeaua. Doamne, am multe, am multe. În general sunt antitrend și în general merg
pe dos față de toată lumea. Și de foarte multe ori se întâmplă să nu-mi placă neapărat cărțile care sunt super hăipuite. Nu întotdeauna, dar se întâmplă de foarte multe ori să nu-mi placă cărțile care sunt super hăipuite. Da, deci cam, hai să zicem cu astea. Care sunt cărțile pe care le-ai citit cel mai repede? Băi, eu nu citesc repede, asta e chestia, că eu nu citesc, știți că eu nu citesc repede, dar pacienta trecută, că tot veni vorba, a fost o carte pe care am terminat-o foarte repede. Flori pentru Algernon am terminat-o foarte repede, adică dacă eu termin o carte în 3-4 zile, pentru mine asta este considerat repede. Da? Am momente când trag de o carte o lună de zile și am momente în care reușesc să o citesc într-o săptămână. O săptămână pentru mine este decent. Deci, astea ar fi cele mai recente pe care le-am terminat foarte repede. Altceva ce am terminat foarte repede, nu îmi vine nimic în minte. O adaptare de film, serial care chiar îți place. Uite, mi-au plăcut mai mult jurnalele vampirilor decât cărțile. Mi s-a părut că serialul a fost mai bun. Culme, rar mi se întâmplă chestia asta, dar jurnalele vampirilor mi s-a părut că a fost mai bună. Serialul a fost mai complex, mai amplu, mă rog, la un moment dat, bineînțeles, nu s-a mai ținut după linia cărților pentru că au depășit tot treaba aia, dar mi s-a părut că și la început erau mai bine construit serialul. Nu știu, părerea mea. În general, foarte rar mă uit și la serial, adică ori citesc cartea, ori mă uit la serial. Am încercat, de exemplu, să mă uit la Omul de Castane și nu... n-am reușit să mă uit la serial din cauza limbii, da? Pentru mine limba aia încă este ceva înfiorător și n-am reușit. Ce mi-a plăcut la fel de mult ca și carte? Este foarte greu. E foarte greu să faci un film, nu știu, să comprimi o acțiune care de multe ori în carte se întâmplă în ani de zile, să o comprimi în 60, 90, nu știu, 300 de minute, că mai nou filmele au 300 de minute, e foarte, foarte greu și să și meargă, să și aibă sens, adică, da, în general sunt așceptică în privința filmelor. Adică sunt foarte, foarte rare ocaziile în care mi se par filmele la fel de bune sau mai bune decât cărțile. Cea mai recitită carte, hands down, Huckleberry Finn, indiscutabil, după care vine Robinson Crusoe, asta din copilărie. De atunci n-am mai recitit de 50 de ori aceeași carte. O carte dintr-un gen sau subgen pe care nu-l alegi. De obicei, am zis deja, romance, da, nu, anul trecut am citit romance, așa că am vrut să fac un experiment și nici când mai trebuie, mi-a făcut plinul pentru 70 de ani de acum încolo, glumesc, nu. Probabil dacă găsesc o carte super bună de romance, dar în general cărțile de romance, știți care e problema, au cam același fir narrativ. Adică cum o dai, cum o întorci și cărțile de român sunt cam la fel și de-aia mi se pare mie boring. Adică indiferent de acțiunea care se întâmplă între cei doi deosebiți, fie că sunt doi ei, două ele, un el și o ea și așa mai departe, sau un triunghi amoros, în general acțiunea este aceeași. Adică se întâlnesc, se ciorovăie puțin, se ceartă, după aia iar se iubesc, după aia iar se ceartă, după aia se despart, după aia se împacă sau așa, ceva de genul, știți? Adică ori se despart, ori se împacă la final. Și, da, e, cumva acțiunea devine foarte previzibilă pentru mine și de-aia nici nu mai, și nu-mi place. Plus, foarte multă siropoșenie inutilă care în realitate nu există și te face așa să visezi la niște cai verzi pe pereți care te ajung să te dezamăgească la finalul zilei, știți? Dacă e să transpui cărțile de romans în viața reală. O carte care merită toată popularitatea primită. Păi avem mai multe aici. Poate sunt cărți care nu sunt neapărat foarte populare în momentul de față, dar eu consider că sunt foarte bune și au fost populare la vremea lor și își merită în continuare o popularitate. Să zicem așa, 1984 al Orwell, iar și o carte pe care cred că ar trebui să o citească toată lumea, Flori pentru Algernon, Singur pe lume, chiar și Harry Potter, mai ales primele 3 volume, de la al patrulea încolo, nu știu ce să zic, dar măcar primele 3 volume, alea își merită așa.
toată popularitatea, altă carte populară. Stai să încerc să găsesc ceva care e super popular acum, în momentul de față, nu știu, nu-mi vine nimic. Dar sunt multe, sunt, dar cu pregătire din astea care sunt clasice, zic eu. Că nu degeaba sunt clasice, au devenit clasice cu un motiv. Cartea pe care ai recomandat-o cel mai des? Băi, nu știu dacă am recomandat. Am avut o perioadă, da, am avut o perioadă în care am recomandat foarte mult. În disperare, când eram la master mai ales, la toată lumea le ziceam să citească lecții de magie de Elizabeth Gilbert. Pentru că mi-a plăcut atitudinea ei cu privire la creativitate și atitudinea ei cu privire la cum să abordezi latura ta creativă, cum să o descoperi și așa mai departe. Și mi se pare că este un subiect pe care multă, multă lume încă are un deficit major și cred că e o carte bună de citit, de extras niște idei foarte interesante. În rest, alte cărți... Nu sunt agresivă în a recomanda cărți. Încerc să nu fiu agresivă. Du-te și citește asta, trebuie să citești. Mai zic câteodată în clipurile mele, trebuie să citiți cartea asta că e bună, dar nu o spun chiar cu intenția de, băi, faceți-o neapărat, dacă nu vă duceți să citiți acum, sunteți pulbere. Nu. Fiecare până la urmă citește fix ce îi place și cum consideră și ce consideră. Dar cred că aia a fost cartea, pentru că mi-a plăcut foarte mult, pentru că a fost cam prima dată când am găsit pe cineva care gândea ca mine în ceea ce privește creativitate. Și apropo de asta, este o carte pe care vă recomand și o să încerc să vă las link-uri în descriere pentru toate cărțile pe care vi le menționez aici. Așa, cartea care are personajele preferate. Păi care sper? Huckleberry Finn, hello! Da, știu, sunt ca o moară stricată, îmi pare rău, dar da. Huckleberry Finn și Robinson Crusoe vor rămâne pentru totdeauna în sufletul meu. Mi-a plăcut foarte tare și Shogun. Și dacă nu ați citit romanul iarăși, încercați să-i dați o șansă. Este puțin mai greu și mai plictisitor la început, dar dați-i o șansă pentru că... Așa, cam astea sunt personajele mele preferate. Nu m-am mai atașat de foarte mult timp de personaje. Poate m-am atașat cumva de... Cum îl chema? Tipul din Flori pentru Algernon. Dar mai degrabă m-am atașat de experiență și de suferință, nu neapărat de el ca om, știți, așa. Și, da... Cam astea sunt și sunt constantă. Încă le sunt fidelă personajelor de care sunt atașată, iar cu Huckleberry fiind indiscutabil, o să rămână forever prietenul meu. O carte pe care ai crezut că o să o urăști, dar de fapt ți-a plăcut. Nu am crezut că o să urăsc neapărat cartea asta, dar m-am ținut să nu-i dau 5 stele. M-am ținut din perspectiva poveștii, eu v-am zis, dându-mi licența cumva fix pe tema respectivă. Știind de fapt care sunt substraturile politice din zona respectivă, m-am ținut să nu-i dau 5 stele, pentru că subiectul în sine este extrem de complicat și din punctul meu de vedere este foarte greu să-l tratez din perspectivă occidentală. Și e vorba de splendida cetate a celor 1000 de sori. M-am ținut foarte tare să nu-i dau 5 stele și până la urmă mi le-a smuls așa, cu tot cu jumătate de suflet și cu tot cu carne, cu tot a smuls cele 5 stele de la mine. Carte foarte bună, foarte frumoasă și foarte bine scrisă din perspectiva personajelor și a felul în care sunt construite personajele și experiențele personajelor. În general încerc să plec la drum cu o minte deschisă, să nu judec o carte înainte de a o citi, că dacă plec cu pe ideea că nu îmi place și nu vreau să o citesc sau că nu o să-mi placă, mai bine nu o citesc, știți? Adică sunt lucruri, sunt cărți pe care le evit pentru că știu că nu o să-mi placă sau nu-mi place subiectul sau nu-mi place abordarea sau nu-mi place autorul. Și atunci nu le citesc din start. Deci să mă mai cum. De ce? Că timpul meu e prețios și vederea mea la fel, săraca. O carte care te-a făcut să plângi. Păi, ultima la care am plâns rău, dar rău, rău, adică bocit, nu plâns, a fost Flori pentru Algernon. De-aia rămâne memorabilă. Apoi mi-a smuls așa câteva lacrimi și splendida cetatea celor 1000 de sori. Și cred că și
The Ocean at the End of the Lane, de Neil Gaiman. Iar eu am pronunțat numele greșit. Sorry. Așa, Gaiman, cred că e de fapt numele lui. Gaiman, parcă e. Așa și eu tot îi zic Neil Gaiman. Și aia mi-a smuls așa câteva lacrimi, pentru că de fapt acolo este undeva în substrat, este suferința unui copil ca a cărui părinți nu prea se înțeleg și, mă rog, sunt mai multe chestii. Și în rest, recent, nu știu ce mi-a mai jumulit ceva, vreo lacrimă, nu mi-aduc aminte. Așa, și ultima întrebare, o carte pe care ți-ar plăcea să o recitești pentru prima dată? Partea bună este că eu am o memorie exact cât o muscă și uit foarte multe lucruri. Deci dacă recitesc o carte, s-ar putea să mi se pare că o citesc pentru prima dată. Doamne, asta e grea, o întrebare. Asta e, cred că e cea mai grea întrebare dintre toate. Nu știu ce aș alege. Uite, Shogun, de exemplu, dacă m-aș apuca să recitesc și chiar am un plan, nu, cred că anul ăsta, cred că la anul o să o recitesc. Shogun, dacă mă apuc să recitesc, o să fie ca și cum aș citi eu pentru prima dată, pentru că mai am foarte puține amintiri din romanul ăla, pentru că l-am citit foarte disparat, așa, și pe parcursul facultății. Eram în facultate când l-am citit și era așa pe parcursul facultății și eram foarte împrăștiată. Ce carte mi-ar plăcea să recitesc ca și pentru prima dată, adică să o citesc ca și cum ar fi iarăși prima dată. Greu de decis. Cred că thrillerele, toate thrillerele pe care le-am considerat bune, mi-ar plăcea să le recitesc ca și cum ar fi prima dată, pentru că e suspansul ăla stai tu să ghicești cine este autorul înainte să ți se dezvăluie autorul crimei. Și cred că astea, pentru că e chestia aia, că de-aia citesc de fapt thrillere, că încerc să, în tot timpul eu încerc să anticipez cine este criminalul, cine este ăla rău și mi se întâmplă prin deducția mea fabuloasă. Glumesc. Așa mi se întâmplă să nimeresc. Și cred că astea, pentru că e senzația aia, de fapt aia îmi place cel mai mult, senzația aia de a încerca să ghicești și satisfacția când ai văzut că, bă, da, chiar am nimerit. Da, cred că thrillerele. În rest, sunt fericită doar să recitesc cărțile, dar nu trebuie neapărat să fie pentru prima dată. Bun, cam astea au fost întrebările din acest clip. Mulțumesc dacă ați rezistat până la final. Vă aștept și răspunsurile voastre în comentarii, că sunt tare curioasă că voi ce-ați răspunde la întrebări. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!